eu unor gânduri pe care Nicolae Ceaușescu le avea. Dar pe de altă parte, este fascinant cum cel care a venit în martie 1965 la putere, prăvătind ideea întăririi conducerii colective a partidului, vrea să sfârșească mai puțin, sau sfârșească mai puțin de 4-5 ani de zile să țină în o țară și un sistem întreg. Este foarte interesant faptul că, spre exemplu, între 28 martie și 18 1965, cotidianul Scânteia a prezentat doar 4 fotografii de grup în care putea fi văzut noul lider al comuniștilor români, Nicolae Ceaușescu. Deci principiul întăririi muncii colective al partidului și întăririi rolului partidului în ansamblu vieții societății românești erau lucrurile cu care Nicolae Ceaușescu venea în acel martie 1965 la conducerea țării. Foarte interesant este că pe 26 martie 1965 ambasadorul Ungariei la București, Iosef Tint, va comunica Ministerul de Afaceri Externe de la Budapesta ca regele Nicolae Ceaușescu, cunoscut ca fiind unul dintre inițiatorii noi linii politice românești puse în mișcare în ultimii ani în funcție de prim secretar al CC al PMR, dar mai ales rapiditatea alegerii relevă dispariția oricărei incertitudini privind viitoarea politică a Partidului Comunist Român. Politica care a fost centrată pe două lucruri extrem de importante. Continuarea procesului de industrializare și o autonomie națională extinsă în politica externă. Cele două principii care vor fi de România îl inaugurase în aprilie 1964 și pe care Nicolae Ceaușescu va continua în toată perioada lui de conducere să le implementeze în societatea românească. Fără a intra în foarte multe amănunte, pentru că s-a vorbit și ieri, modul în care el a reușit să demanteleze echipa de putere sau adversarii săi politici din birou politic, modul în care a schimbat structurile partidului înlocuind birou politic cu un comitet executiv în care apare un prezidiu permanent, sunt lucruri extrem de fascinante care țin de capacitatea și de modul în care Nicolae Ceaușescu a gândit preluarea puterii din mers. Un aspect foarte important este că și-a dorit în această preluare a puterii să țină sub control securitatea și printr-o sumă întreagă de organizări și de organizări, plus anchetele care s-au făcut pe linii de partid, începește cazul de Pătașcanu și Porici, Nicolae Ceaușescu reușește să ajungă să aibă sub control acest extrem de important instrument al puterii din România și am fost la patru o chestie foarte interesantă. După 1989, Ion Stănescu, fostul ministru al Consiliului Securității Statului, în acea perioadă, povestea despre întâlnirea dintre Nicolae Ceaușescu și activul de partid și de securitate la 20 august 1968, când s-a observat 20 de ani la crearea securității, momentul în care secretarul general al partidului a decorat ofițerii de securitate, unii 100 de ofițeri de securitate au primit decorații din mâna personală din mâna lui Nicolae Ceaușescu și atmosfera era delirantă, era un entuziasm extraordinar și este un episod extrem de fascinant al modului în care Nicolae Ceaușescu, venit în martie 1965 la putere, reușește în aproximativ 3 ani de zile să stăpânească un aparat de informații și de securitate, să-l facă obedient și încet încet să-l folosească el cu mănuși de catifea sau cu altă de mănuși de cele din cauza regimului Dej, împotriva populației, pentru că pe 29 aprilie 1968, cu referire la România Nicolae Ceaușescu, corespondentul, jurnalistul Reismiller, consemnat în Belgrad pentru Frankfurt Allgemeine Zeitung, că între conducere și popostă încă nedreptatea și teama ca și în primele decenii după război. Tot în noiembrie 1968, Zürcher Zeitung consemna că se observă un mers de merg în politica internă a României. Deci, în ciuda speranțelor pe care Nicolae Ceaușescu le-a anunțat, poate acolo la puterea în martie 1965, în profita faptului că a dorit întărirea lui controlul partidului, că încet, încet, convingerile sale privind autoritarismul, dorința lui de a domina total întreaga societate și partid, avea să-și pună aprenta, să încă mai puțin de 3 ani de zile, avea să subordoneze securitatea ca instrument de putere, iar după 1973, foarte mai mult, clipa cu acea reorganizare a securității, pe de altă parte reușește la sfârșitul 1967, la Conferința Națională a Partidului, să preia conducerea și să unească funcția de, să accepte principiul în pofida celor afirmate, să devină președinte al Consiliului de Stat și să încerce unificarea funcției de partid și de stat. Deci, practic, traversăm o perioadă foarte interesantă în care, prin diferite neutralizări ale oponenților săi politici, prin diferite înlocuiri din funcție de partid și de stat și prin promovarea unei noi elite obediente și fidele intereselor sale, reușește să construiască o nouă elită politică care încet preia conducerea României. Un lucru foarte interesant este că, și din păcate a fost destul de trist pentru România, a fost această controversă vis-a-vis de politica de dezvoltare a României, iar el respinge propunerea lui Alexandru Brălădeanu și urmează
retragerea profesorului Deanu din viața publică a României și politica de industrializare intensivă a Nicolae Ceaușescu, care a marcat o... a fost un lucru interesant la vremea respectivă, că, din păcate, consecințele au fost nefaste. Și din acord din 1977 al Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare se recunoștea faptul că a fost un efort formidabil al României ca între 1950 și 1975 să aibă loc o creștere a ratei de acumulare la 34,1%, ceea ce a dus la o anumită bunăstare și a marcat tinerețea generației părinților noștri. Dar, din păcate, pe termen lung, lucrurile aveau să intre în colaps, pentru că tentativele de a avea o minimă economie de piață au fost până puștine Nicolae Ceaușescu. Un lucru foarte important în întărirea puterii sale a fost această construcție prin care au apărut secțiile în cadrul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, secția de politică externă, prin care a conduct activitatea Ministerului de Externe, secția venind cu forțele armate ale Ministerului de Interne și Justiție, devenind apoi secția pentru politică, secția militară, și prin aceste două instrumente de putere, Nicolae Ceaușescu a reușit să-și subordoneze importante instituții ale statului român, diplomația și mai apoi structurile de forță, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Securitatea. Foarte interesant este că serviciile de informații răsăritene, și mă refer aici la Stasi, care au supravegheat în permanență evenimentele de la București, au raportat în timp conducătorii din țările socialiste faptul că acest grup de tineri naționaliști, cum era văzuți ei, vor prelua întreaga putere în statul român și că se observă tendința ca vechii internaționaliști, și aici erau definiții Emil Voltaraș, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, așa erau considerați de către serviciile de informații din Berlinul de Est, vor fi înlăturați încet, încet din viața politică. Deci, referitor la titlu, regimul Ceaușescu nu a început metode și idealuri vechi. Practic tot ce s-a întâmplat între 1965 martie și 1968, aș putea spune, a fost o luptă pentru acapararea puterii în statul român și Nicolae Ceaușescu a reușit cu metode și cu ajutorul unei echipe de ofideri care lucrase în perioada tinereții sale să preia conducerea în statul român. Mi s-a părut momentul din 25 decembrie 1968 și modul în care dialoghează cu membrii Comitetului Executiv este semnificativ pentru gândurile sale vis-a-vis de tot ce înseamnă liberalizarea regimului. Discursul lui mi se pare relevant și din acel moment, practic, se construiește drumul spre iulie 1971, chiar și întâlnirea cu scriitorii din 1960, întâlnirile cu scriitorii, cea din 1965 și cea mai apoi din 1968, în decembrie, demonstră că, de fapt, se trecuse de la o politică de liberalizare la o politică de întâlnire a controlului partidului, ba chiar analista Anării de Gavani explica că în limbajul Nicolae Ceaușescu aceste întâlniri existau atât de multe incertitudini cât puteai tu ca scriitor să înțelegi cam ce dorești, dar de fapt miza era una singură, aceea ca partidul să fie prezent în gândurile și mintea scriitorilor și interesele comunismului. Un început nou, metode și idealuri vechi. În punctul meu de vedere, și aș vrea să mă opresc aici, Nicolae Ceaușescu a însemnat o mare speranță în martie 1965, a dat semnale extrem de interesante vis-a-vis de o anumită liberalizare a regimului, dar din păcate, în intimitatea sa, a fost un dictator, a fost un om care a dorit foarte mult, așa cum povestesc memorialiștii care au urcat în brațul lui, a fost un om autoritar și a dorit foarte mult să conducă România cu o mână foarte pe un anumit drum. Acest drum a fost pentru început extrem de interesant, după care lucrurile s-au completat din punct de vedere economic, vis-a-vis de această politică de dezvoltare intensivă a industriei și pe măsură ce în sistemul de relații internaționale lucrurile s-au schimbat, România a rămas într-o independență generatoare de anumite atitudini, dar din păcate nu mai putut să fie racordat la schimbările care s-au petrecut. Iar ce privește această elită politică care preia puterea în cei și treptată în România după martie 1965, ea, constituindu-se pe principiul obedienței și a lașității, avea să contribuie foarte mult la ceea ce s-a întâmplat în 1989, a faptului că, cu ajutorul securității, care a devenit un instrument de supraveghere a opozanților politici, atât în interiorul Partidului Comunist Român, cât și în viața de zi cu zi, în viața în societate, nu s-a mai putut realiza o reformă a elitelor politice, nu s-a putut face
ceea ce începuse în 1905, care Gorbaciov la Moscova, o perestroică și un glasnost în societatea românească. Și lucrurile acestea au contat foarte mult, astfel încât în 1989 ne-am prăbușit în ceea ce știm cu toții că a fost. La întrebarea regimului Ceaușescu a fost un început nou, mă judec și pe arătări, părerea mea este că a fost un început nou, dar din păcate idealurile și metodele au fost aceleași, au fost îmbrăcate în câteva mânușele catifea metodele, dar practic ideea de control total asupra societății, de autoritarism, a fost permanentă în mintea și în gândul din colegii Ceaușescu și în principalul său colaborator, astfel încât în martie 1965 este, pare să fie o ruptură între regimul, deci regimul Ceaușescu, dar practic este o continuare plecând de la aceeași principii și interese. Mulțumesc. Mulțumim și noi domnului Constantin Corneanu și o să încheiem această primă parte de comunicări cu prezentarea domnișoarei Mior Anton de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Universul paralel de adeziune și rezistență cotidiană în timpul regimului Ceaușescu 1965-1971. Vă mulțumesc. Precizez de la bun început că prezentarea mea pornește de la analiza unei categorii speciale de documente, scrisorile către putere, documente care permit, în opinia mea, formularea unor răspunsuri cu privire la reacțiile variate pe care societatea le-a avut față de puterea comunistă. Scrisorile oamenilor simpli relevă, pe de o parte, temele discursului oficial, al cărei principal beneficiar este societatea, iar pe de altă parte, modul în care aceeași societate interpretează și semnifică deciziile puterii politice. Din perspectiva acestor documente, se poate observa cum în societate coexistă atitudini duplicitare de susținere a programului oficial sau, dimpotrivă, de contestarea unor decizii care condiționează existența cetățenilor. Poziționări ambivalente și contradictorii, care sunt influențate direct de modul în care omul obișnuit interacționează cu puterea politică. Opoziția sau critica față de o anumită decizie și amintesc aici controlul nașterilor, creșterea taxei de timbru pentru divorț, cererile de ieșire din CAT-uri sau gesturi extreme, precum ar fi depunerea cartetelor de partid, nu exclude susținerea altora și aduc aici ca exemplu construirea de locuințe proprietate personală, mărirea pensiilor, un nou sistem de salarizare, legile pentru controlul averilor ilicite sau susținerea din domeniul politicii externe. Rezistența cotidiană este adeseori exprimată prin opinii negative manifestate la adresa partidului, aparatului și a liderului. Nu am în vedere acele mișcări care au contestat valabilitatea sistemului, cum ar fi rezistența armată, grevele sau alte forme de opoziție, ci numai acele reacții ale societății care au pus sub semnul întrebării sau prin care s-au explicat că s-au exprimat anumite nemulțumiri față de puterea politică. În realitate sunt strategii de supraviețuire prin care oamenii obișnuiți încearcă să se adapteze și să facă față unui context economic și social extrem de dificil. Și amintesc aici și studiile Sheila Fitzpatrick, recunoscută prin analizele sale referitoare la viața cotidiană în stalinism, care arată că putem vorbi despre diferite forme ale rezistenței cotidiene, de la bancuri, bârfe, discuții politice desfășurate într-un cerc restrâns, prin care cetățenii ironizează, critică puterea sau își exprimă deschis anumite nemulțumiri, la dorința explicită a cetățenilor de a se face auziți prin trimiterea de scrisori anonime, în care erau denunțate abuzurile puterii, criticat liderul partidului, răspunderea de manifeste sau vandalizarea portretelor oficiale. Trimiterea scrisorilor, o practică de altfel încurajată de către regim, este singura modalitate prin care omul de rând speră că poate să influențeze procesul decizional. Tot Sheila Fitzpatrick consideră că dizidența, dacă dizidența este un fenomen propriu cercurilor intelectuale, putem plasa pe aceeași coordonată rezistența cotidiană ca într-o formă similară de răspuns a societății față de presiunile puterii politice. Atunci când vorbim despre scrisori, pot fi identificate, în opinia mea, cel puțin trei categorii de documente. Pe de o parte, avem această corespondență omagială,
expresia dezvoltării cultului personalității, vizitele repetate în teritoriu, prezența pe marile șantiere sau obiective industriale, deplasările în străinătate, deciziile din planul politicii externe au oferit prilejul unor adevărate băi de mulțime și explozii elogioase. În scris, aparatul de propagandă a exprimat entuziasmul și susținerea deplină a maselor prin scrisori standardizate, trimise din toate colțurile țării în momente mai mult sau mai puțin festive, care țineau fie de istoria partidului, fie de un calendar al sărbătoririi permanente a realizărilor socialiste. Și amintesc aici depășiri de plan, inaugurarea unor edificii, ziua pionierului, ziua minerului, ziua învățătorului, congrese, conferințe, adunări de partid, angajamente pentru finalizare înainte de termen a unor obiective industriale și așa mai departe. Formule standard, precum mult iubite și stimate, uniți în curie și simțiri, de plină recunoștință, zile emoționate de bucurie și mândrie patriotică și așa mai departe, sunt numai câteva dintre expresiile omageale folosite până la saturație de aparatul de propagandă pentru a exprima susținerea de plină a societății și pentru a sublinia realizările de excepție ale secretarului general. Din punct de vedere al conținutului, valoarea unei astfel de corespondențe indică, fără să fie neapărat de nevoie de o cuantificare, confiscarea întregii puteri de partid și de stat de către secretarul general. Regia consensului și a entuziasmului ascundea nu numai realități economice și instituționale, care s-au dovedit a fi final dezastroase, ci țineau să atomizeze și criticile și rezistența vocilor anonime. O a doua categorie de documente este reprezentată de scrisorile trimise de oamenii obișnuiți, fie personal lui Ceaușescu de la începutul anilor 70, mai ales Elenei Ceaușescu, oficialilor partidului sau diverselor structuri de partid și de stat. Aceste scrisori sunt rezultatul interacțiunii dintre cetățenul obișnuit și puterea care îi ordonează și coordonează existența până în cele mai intime dimensiuni, de la viața privată la norme de conduită și comportament în societatea socialistă. Conținutul unor astfel de scrisori relevă pe lângă situația existentă, în situațiile de existență cotidiană și însușirea limbajului puterii de către o bună parte a celor care aleg să se adreseze direct secretarului general. Unii dintre ei preiau temele elogioase difuzate cu generalitate de aparatul de propagandă și se asociază voluntar susținerii activității partidului și secretarului general. Felicitări, cărți poștale, telegrame, transmise la zile aniversare, în excursii și vacanțe, indică existența unui anumit consens pentru o anumită parte a societății. Oamenii se identifică necondiționat cu acțiunile liderului, le susțin și le aprobă, pretind că sunt pe deplin mulțumiți că trăiesc sau se pregătesc să trăiască, mai ales în cadrul generațiilor tinere, într-o epocă de aur. Inspirați de spectacole difuzate de televiziunea națională, odată cu amploarea mișcării artistice de amatori, oamenii aleg mai ales să se exprime într-o lirică voluntară și să cânte în versuri mai mult sau mai puțin inspirate partia, partidul, conducătorul, poporul. Clișeile propagandei se revarsă în toate aceste producții lirice. Resorturile psihologiei adeziunii pot fi explicate din perspectiva mutațiilor sociale și a efectelor modernizării, cu toate sincopele sale, de care au beneficiat cei care aleg să se adreseze astfel secretarului general. Ocultarea voită a realităților cotidiene și a penuriei generalizate sunt parte a respectării contractului social existent între societate și regim. Promisiunea viitorului prosper, luminos, îmbelșugat, cerea sacrificii, prezentul fiind doar o etapă intermediară. Aceste scrisori sunt rezultatul unor inițiative personale, ele exprimă servituți voluntare și ilustrează reprezentările pe care puterea le avea în mentalul acestor cetățeni. Dar nu toate vocile aleg să cânte în același ritm. Disonanța ar fi reprezentată de scrisorile critice, anonime sau semnate, plângeri colective sau individuale, care se scurg către secția scrisori și audiențe. Societatea reacționează la măsurile abuzive, adeseori absurde, ale regimului în existența cotidiană. Pentru această categorie, reprezentările prezentului sunt cele care dictează existența și nu au un viitor presupus în nostru îndeajugat. Efectele legislației anti-avort, limitarea divorțurilor, generalizarea penuriei de bunuri și a furturilor, frigul, foamea, cozile la alimente, întrecerile absurde în producție sunt semnalate oficialilor partidului. Oamenii mari și oameni mici, deopotrivă, își pun destinele în mâinile partidului și cer intervenția autorităților pentru a le rezolva situațiile personale deseori dramatice.
Toate aceste scrisori sunt citite, anotate, numerotate, cele cu conținut deosebit, adeseori vizate de Ceaușescu și vărsate în rapoarte generale lunare, trimestriale și, și anuale. Regimul a fost foarte interesat de ceea ce gândeau proprii cetățeni, de reacțiile acestora. Sistemul represiv, chiar dacă și-a diminuat presiunea asupra societății, a fost menținut de partid pentru a direcționa reacțiile populației. Câteva elemente sunt esențiale pentru noul program. Continuarea procesului de industrializare masivă și mecanizarea agriculturii, modernizarea spațiilor domestice prin încurajarea industriei bunurilor de larg consum, construirea de noi locuințe și reamenajarea spațiilor civice, programe de asistență socială, o relativă liberalizare în domeniile creației literar-artistice și încurajarea producției producțiilor radio-televizate autohtone, reevaluarea statutului femeii în socialism în fondul campaniilor pronataliste, dar și a dezvoltării cultului personalității Eleni Ceaușescu. Din perspectiva scrisorilor adresate conducerii de partid, în primii ani ai regimului Ceaușescu, critica celor nemulțumiți se aviza mai puțin liderul și cât mai ales abuzurile birocrației de partid. A fost o formă de disculpare a regimului și de inculpare a celor puși să ducă la bun sfârșit măsurile anunțate de partid. O primă măsură inițiată de Ceaușescu pentru construirea consensului cu societatea a fost despărțirea de trecutul de jist. Cetățenii nu numai că erau invitați să asiste la această reprezentație, dar te vedeau și judecători ai cumplitelor fapte care se petrecuseră în culisele puterii. Nu insist asupra resortului procesului reabilitărilor, ci numai asupra impactului pe care l-a avut asupra societății. Aprilie 1968 a făcut trecerea de la formula lui Gheorghiu Deș, enunțată în 1956, nu avem pe nimeni de reabilitat post-mortem, la cea lui Nicolae Ceaușescu, avem și noi pe cineva să reabilităm. Oamenii au privit cu nedumerire, încrezători și, sau sceptici, noile schimbări care anunțau rescrierea istoriei zbuciumate a partidului. În ce măsură memoria socială asociază reabilitările politice cu o schimbare în esența și practica regimului, rămâne în opinia mea o întrebare deschisă. Plenarea din aprilie 1968 a provocat un val de cereri și memorii pentru revizuirea și îndreptarea abuzurilor cărora le căzuseră victime foști membri ai partidului, simpli cetățeni sau foști lucrători ai aparatului de securitate și ai apărării. Încurajați de dezvăluirile publice, oamenii au fost tentați să creadă că plenarea era început unui proces real de reformare a partidului, prin înlăturarea celor care patronaseră împreună cu Gheorghiu Deja aceste abuzuri. Era și cazul unui funcționar de la CAIR, Petre Nicolae, care la 7 mai 1968 adresa o scrisoare deschisă lui Emil Bonăraș, Gheorghe Apostol și Chibu Stoica, cerându-le să renunțe la funcții, să-și recunoască public greșelile și încălcarea normelor statutare și eventual să publice o scrisoare și în scânteia. În opinia sa, obligația de comuniști și vechi membri ai partidului îi obliga la un gest de onoare și vă dau un scurt citat. Ați lucrat atâta timp alături de Gheorghiu Deș și de Alexandru Drăghici. În acest timp ați participat la toate congresele partidului, la toate ședințele biroului politic. De ce, tovarăși, nu ați ridicat atunci aceste probleme la care vă referiți acum și la care se referă hotărârea plenară? Acest de ce mi se aplică în minte și nu-i pot găsi un răspuns, nu pot, am încheiat citatul. Dar conducerea partidului a ales să ignore semnele de întrebare venite referitoare la fondul reabilitărilor politice. La un an de la anunțul public al reabilitărilor existau încă voci nedumerite de graba liderilor partidului de a se despărți de trecutul compromisător. Organizarea celui de-al 10-lea congres al partidului, în august 1969, a fost un foarte bun prilej folosit de oameni obișnuiți pentru a semnala disfuncționalitățile partidului. Permanentizarea privilegiilor, favorizarea anumitor categorii sociale, abuzurile funcționarilor de partid și de stat. O astfel de scrisoare semnată cu un grup de tineri ploieșteni era adresată conducerii partidului. Printre sugestiile referitoare la îmbunătățirea activității partidului în teritoriu, se regăsa și critica dezavorii publice a fostului lider al partidului, Gheorghiu Deș. Considerate către autorii scrisorii un simbol al istoriei partidului, aceștia se întrebau unde fuseseră ceilalți membri ai partidului atunci când fuseseră comise ilegalitățile pentru care era condamnat public, nu numai primul secretar, iar memoria sa ștersă din istoria partidului. Și un scurt citat, Gheorghe
Gheorghe Gheorghiu Udrej a fost secretar al Partidului Comunist și nu un dictator. Avea tovarăși cu care lucra, exista o comisie centrală de revizie. Ceilalți membri ai Comitetului Central, unde erau și ce făceau? Nu răspundeau colectiv. Problema importantă nu este aceasta, deși noi nu ne putem lămuri, pentru că, desigur, multe lucruri nu le cunoaștem. Ce alta? Ce garanție există în viitor că nu se vor mai repeta astfel de, de lucruri? Am încheiat citatul. Lansarea tezelor din iulie și prelucrarea lor în comitetele regionale de partid au produs reacții variate în societate. În vreme ce intelectuale își exprimau îngrijorarea pentru perspectiva întoarcerii la realitatea sufocantă a anilor 50, partea sănătoasă a societății, nu numai că a sprijinit deschis noua inițiativă a puterii, dar a și oferit propuneri de îmbunătățire a programului ideologic. Și câteva concluzii. În primii ani ai regimului Ceaușescu, societatea a pendulat între acceptare și contestare. Pe de o parte și-a exprimat adeziunea față de proiectele regimului, iar pe de altă parte a criticat măsurile care i-au ordonat și invadat existența. Duplicitatea a fost în egală măsură atât o formă de consens cât și de evadare la adăpostul căreia cetățenii și-au construit existența cotidiană. Din această perspectivă este foarte greu de cuantificat, dacă nu e imposibil, procentul susținătorilor, a celor care s-au opus sau a celor care au disimulat. Sunt atitudini care coexistă și care se schimbă în funcție de deciziile partidului. Condamnarea invaziei din Cehoslovacia nu numai că a sporit numărul membrilor de partid, dar a și creat un impresionant sprijin popular. Introducerea legislației anti-avort, condamnarea parazitismului social la începutul anilor 70, înghețul ideologic, au ostilizat anumite categorii ale populației. Consensul a durat atâta vreme cât puterea politică și-a îndeplinit promisiunile față de populație. Și amintesc că la aceste promisiuni, acces la punurile de larg consum, aprovizionarea cu alimente, îmbunătățirea sistemului de salarizare și pensii, acces la informații. Odată cu încălcarea acestor promisiuni și deteriorarea condițiilor de viață, pierderea sprijinului popular a fost înlocuită de aparatul de represiune, care a avut rolul de a menține starea de teamă și de a controla dezamăgirile populației. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi și avem câteva minute doar pentru discuții. O să vă rog totuși astăzi să procedăm altfel. Pentru a nu se întâmpla ceea ce s-a spus ieri, avem aici o ședință de amintiri. O să vă rog astăzi să adresăm exclusiv întrebări celor care au prezentat pe temele prezentate și niciun caz să nu mai ieșim din tematica generală a simpozionului, care vă reamintesc este anul 1965. Mulțumesc! Da! Da, mulțumesc. Eu am numai felicitări pentru comunicările ținute astăzi. Mi s-au părut foarte interesante toate, bine făcute, bine documentate, inteligente. Și la câteva din ele aș vrea să pun și niște întrebări. În ordinea în care au fost ținute, pentru Silviu, a vorbit despre faptul că istoria timpuria lui Ceaușescu nu îl favorizează vis-a-vis de anul 65 și ce a urmat anii imediat următoare. Care este părerea ta? Aceștia reflectă un Ceaușescu autentic, el a crezut în ceea ce făcea în acei ani vis-a-vis de ce a fost? Poate da, poate s-a schimbat, poate nu s-a schimbat. Unii spun că s-a înșelat, că a fost o mistificare, poate a fost ceva real. Care ar fi părerea ta din acest punct de vedere? Oricum, foarte interesantă analiza făcută. Pentru domnul Văratec, l-aș întreba, plecând de la comunicarea dânsului, dacă, tot așa, în opinia dumnealui, mai există ceva din tezaur în beciurile Kremlinului? Și dacă da, în ce context s-ar mai putea obține ceva? Vezi precedentele gesturi făcute de sovietici într-o relație de tensiune bilaterală sau într-o relație de bună înțelegere?
domnului Constantin nu o să-i pun întrebări, dar mi-a plăcut și îl felicit pentru efort, pentru că există foarte puține abordări ale istoriografiei de după 65, așa că ceea ce a făcut dânsul e o treabă foarte, foarte bună. O întrebare pentru Costel Corneanu. A dat niște citate din doi ziariști vest germani din anul 68, dacă am înțeles. Ele erau cumva depreciative la adresa regimului, critice cumva, da? Cum îți explici totuși, sigur, dincolo de partea teoretică, aceste aprecieri, ținând cont că numai cu un an mai devreme, România a făcut un gest extraordinar de stabilire a relațiilor diplomatice cu RFG-ul, o chestie care a convenit României, sigur, dar, după părerea mea, a avantajat mult mai mult statul german. Deci, vezi, germanii ar fi trebuit la ora aia să fie foarte încântați de relația cu România și să aibă o opinie, sau să pună cumva surdină criticilor. Deci, cum ți-ai explicat tu cele două reacții? Iarăși foarte interesantă comunicarea prezentată de Mioara. Vine în continuarea volumului pe care l-a făcut cu Laurențiu despre scrisori către putere sub Gheorghiu deja atunci. Tu ai spus la un moment dat că o mare parte din aceste scrisori erau văzute și anotate de Ceaușescu. Care ți s-a părut că era așa în mare reacția lui Ceaușescu la aceste solicitări venite din public? Era o reacție favorabilă, era o reacție pașnică, era o reacție disprețuitoare? Pentru că asta ar fi foarte interesant, că ar arăta cumva ce credea omul Ceaușescu în acea perioadă care a făcut obiectul comunicării tale. Și ai pomenit un nume, n-am înțeles, Petre sau Petrea Nicolae? Petre Nicolae, l-am căutat. Pentru că Petrea Nicolae a fost anchetat în timpul ideii legat de cazul Foriș și ar fi avut ce să reproșeze într-adevăr la momentul respectiv. Nu, mulțumesc. Primim întrebările mai departe și răspund domnul Bugar. Mă alătur și eu felicitărilor adresate domnul Cătălin și tuturor raportorilor. Numai foarte pe scurt, dacă se poate, ca să câștigăm și un comentariu foarte scurt și întrebare. Da, o să mi-atrag atenția ca să mă opresc. De acord cu aprecierea domnului Moldovan în legătură cu perioada de început, e vorba de anul 1965, dacă a fost o piatră de hotar sau nu, înclin să vă dau dreptate că nu, pare că nu a fost o piatră de hotar, am avut totuși elemente de continuitate pronunțată pe care le-a evidențiat și domnul Cătănuș în expunerea dânsului de ieri. În legătură cu expunerea domnului Varatec, foarte interesantă, pentru că sunt elemente pe care au fost aduse mai puțin în discuție. N-aș împărtăși pe deplin aprecierea dânsului că Nicolae Ceaușescu a folosit în scopuri propagandistice problema tezaurului. Asta a fost o problemă secretă. În 65, deci stenograma n-a văzut lumea decât după 89, în 67, când a fost reluată, s-a și convenit să nu mai discute această problemă. Deci, public, ce au știut pe problema tezaurului, eu nu prea am văzut. Expunerea domnului Constantin, ca întotdeauna foarte interesantă, s-aș vrea, pentru că vorbim despre Ceaușescu cu lipsuri și merite, mi-amintesc o mărturisire a fostului traducător al lui Brejnev, Potapov, care era prezent la toate discuțiile cu Brejnev pe probleme de istorie și remarca faptul că stăpânește foarte bine istoria
României și are uneori impresia că ceea ce scriu istorice se face la indicația expresă a lui Ceaușescu, adică stăpânea, mai încurca câteva date și nu numai din istoria contemporană, vorbea și de istoria mai veche, a României o stăpânea foarte bine. Asta pentru a întregi puțin acest tablou pe care l-ați... Am învățat prost la Ismail, unde și-a fost școala. De-aia nu știa toate. Potapă. El era originar din Ismail. Știu, dar mă rog, la răspunsuri ne spuneți asta. În ceea ce privește expunerea domnului Corneanu, vorbea despre principiul muncii colective. Dacă am înțeles eu bine, suntem într-o parte, Ceaușescu la început a fost, principiul muncii colective a fost într-adevăr practicat de Gheorghe Udej. Și dumneavoastră ați văzut documente după 68, dispare practic acest principiu al muncii colective, adică are capăt un caracter formal. Și cine vede stenogramele din anii 80, mai ales 88-89, constată că nu mai avem de-a face cu acest principiu al muncii colective. Fericitări, domnul Șoare Mioara, eu o văd la arhive, studiind teancuri de scrisori. Ceea ce mă interesează pe mine, poate n-am înțeles, în ce măsură aceste rapoarte pe care secția scrisori și audiențe de înaintea conducerea partidului preia, dar veridic, și aspectele critice și unele foarte grave semnalate de cetățenii României, inclusiv anonimele. Asta era o întrebare frecventă pe care îmi amintesc că delegații de partid din țările socialiste o adresau în cadrul schimbului de experiență, acordat sau nu atenție scrisurilor anonime sau le aruncat la coș. Asta și mă mulțumesc. Și eu, mai erau întrebări, poate o secundă. Mia Jinga. Mulțumesc, felicitări tuturor celor care au prezentat astăzi. Am o întrebare punctuală pentru doamna Mira Anton. Ați vorbit despre felul în care populația a reacționat la politica demografică a regimului. În 1967, dar și în anii care au urmat, foarte multe dintre scrisori erau invitații adresate lui Nicolae Ceaușescu de a participa la botezul progeniturii reușite în urma decretului, din postura de naș. Scrisori în care se preciza foarte clar că numele copilului este cel de Nicolae și că secretarul general este invitat ceremonios să ia parte la ceremonie. În ce categorie ați plasat aceste scrisori? La contestatari sau la elogii? Mulțumesc. Alte întrebări? Doar întrebări, vă rog. Nu puteți să mă condiționați. Mă tem că eu sunt Luzinanu Mircea, sunt victime a... Eu vă cred, dar trebuie să înțelegeți că asta nu este o masă rotundă. Atunci îmi pare rău. Ori nu este o întrebare, ori mă tem că nu puteți. O să punem și întrebări, bineînțeles, dar trebuie să fac două, trei cuvinte. Acum puneți întrebări. Mă bucur că ieri și astăzi au fost prezente aici personalități reprezentative din mai multe foruri de cercetare, cum este și astăzi Institutul Revoluției Române. Mă bucur foarte mult că este prezent aici domnul Casimir Ionescu, unul dintre liderii reprezentativi ai Revoluției de la Politul Central, unde am fost cu toții participanți. Eu ce vreau să vă spun? Că deci care este lipsa? Lipsa dumneavoastră a cercetătorilor tineri. Studiați foarte mult materialele... Vă rog să puneți întrebarea o să vă și să nu mai faceți afirmații fără bază. Ce înseamnă lipsuri? Domnul Mironov, vă rog. Aveți pregătire academică în domeniu? Am pregătire. Nu cred. Am trei doctorate, domnule. Mă bucur. Păi, lăsați-mă să vă spun că sunt o victimă a torturii, nu sunt oricine. Să știți că nu puteți intra în polemici cu moderatorii, e o chestiune de minimă cunoaștere a discursului academic. Eu cunosc pe domnul Mironov Alexandru, colaborez cu... Nu ne interesează. Domnul Badea, vă rog să puneți întrebarea, nu ne putem înțelege. Vă rog să nu mă obturați.
trebuie. Vă rog frumos, dacă nu, am depus întrebarea. Regulile am depus întrebarea, dar lăsați-mă să vă apun textul. Aștept întrebarea, aveți 30 de secunde. Domnule, nu forțați nota. Nu forțați nota, pentru că nu suntem într-o ediție dictatorială aici. Vă reamintesc că suntem un sacrile. Întrebarea este legată de următorul aspect. Ați făcut studii bibliografice, nu v-ați legat direct de oamenii noștri. Au fost 20.000 de deținuți politici, în 2000, 10.000, iar acum au rămas 700, domnule. Cercetați viața, cercetați pe oameni. Nu s-a arătat pe regimul Ceaușescu, au fost exterminări, așa, și s-a făcut tortură și au fost arestări politice. Eu sunt una dintre victime. Uitați, mâna aceasta a fost ruptă în timpul regimului Ceaușescu ca tortură. Eu sunt sub protecția Institutului Internațional pentru Victime Torturii, domnilor. Și am tratament, acum două zile am avut o hemoragie care a fost tratată și la ora 1.13 am alt tratament la ICAR. Sunt o fantomă, așa cum se spune. Dumneavoastră îmi spuneți că eu sunt o fosilă. Că sunt o fosilă a trecutului. Mica, și vă rog să nu mai puneți lucruri pe care nu le-am afirmat. De ce nu consultați viața? De ce nu mergeți între membrii foștilor deținuți politici? De ce nu mergeți la ICAR, unde sunt în tratament adică victime a torturii? De ce nu asistați la congresul deținuților politici de la Pitești în fiecare an ca să faceți cercetări în viață, nu numai bibliografice, domnilor? Domnilor tine. Așa. Nu-i timp. Atât este mulțumim. Vă mulțumim. Nu. Încă o chestie și am terminat. Vă rog frumos. Domnul Badea, aveți ceva de întrebat? Deci, ultima problemă este că am rămas șocat, domnule. Ieri am rămas șocat că ați admis ca un om care era considerat academician să vină să spună aici că s-a bucurat să fie membru de partid. Vă reamintesc că sunteți într-un institut al Academiei Române în care omul, în ghilimele, este membru al Consiliului Științific. Și ați admis ca domnul Todorescu să spună... Domnule, ați admis ca domnul Todorescu să spună aici că s-a bucurat că a fost membru de partid. Domnul Todorescu este membru al Consiliului Științific al Institutului. Am fost în etapa de rezistență anticomunistă. Domnule, altă întrebare. De ce nu cercetați? Vă rog să încetați. Este pe piață tot felul de studii făcute de persoane care au fost implicate a dumneavoastră. Este cartea lui Sergiu Mischie, care a fost șef al rezistenții în Munții Palâng și Munții Vulcan, a trebuit să scoată o carte separat, dar dumneavoastră n-ați făcut cercetări. Deși dumneavoastră ați făcut cercetări în zonele unde a fost rezistența anticomunistă. Vă rog să încetați. Trebuie să spun, domnule, nu aveți idei. Asta este o nimicare, nu se poate. Noi suntem în viață, o zi, două, trei. Și noi după aia murim, domnule. Nu vreți să ne cercetați. Nu vreți să aveți așa. O secundă. Domnule Duțineanu, vă mulțumim foarte mult. Vreau doar să, înainte să-i dăm cuvântul domnului profesor Radu Ciuceanu, să vă aduc aminte faptul că ne aflăm într-un institut al cărui director este un fost deținut politic, care și-a petrecut tinerețea în pușcărie. Facem acest lucru. Îi dau cuvântul domnului Ciuceanu câteva minute. Domnul Bani. Dragi invitați, consider că discuția care a avut loc acum a căpătat așa un caracter rechizitoriu pe care, sau din motivul care mă face să răspund și eu, fiindcă sunt lucruri care totuși vizează atât alcătuirea, să zic, celor care formează colectivul nostru de cercetare, cât și prestigiul institutului nostru. Evident că discuția putea să treneze până noaptea târziu, răspunând punct cu punct. Să încerc acum să discutăm și nu să afișăm o situație a deținuților politici. Pe bune dreptate, noi am intrat într-o luptă în care ne-a chemat prin ordine mobilizare, știți foarte bine,
nu am fost selecționați, că mi-au fost țărăniști, liberali, nu știu dacă se aude în spate? Da! Deci fără culoare politică, cu toate că acum se încearcă ca cei care au un procent major, 73%, s-o potiți așa, în măsura în care reușim să mai facem și un pic de statistică, au făcut parte din mișcarea regională. Și ei sunt, sau urmează să fie asimilați de fașiști. Mă rog, cine a făcut formularea asta, îmi pare rău că a fost fostul meu student, domnul Plin Antonescu, care trebuia să-și aducă aminte că este un coronat, că este absolvent de istorie, și trebuia să știe ce înseamnă nazism, fascism, e o bucătură întreagă care le aparține. Ceea ce este mai grav, că a trecut, și asta e o chestie care am datoria să vă spun de la voastră, am trecut de comisia juridică și acolo se pare că domnii care sunt mai mulți oameni puțin nu interesați, nu vreau să dau acum calificativ, dar care au mai puțină cunoștință de ce înseamnă fascism. Bun. Vă dau acest amănunt pentru a intra într-o realitate. Într-o realitate în care există formații, există, să zic, partide, există o enie care îi se pare că datoria dreșilor și admir din punctul acesta de vedere că suferințele majore care și pierderile umane care au fost, nu, s-au petrecut ieri sau alaltă și sunt prezenți. E, noi am încercat și noi în acest institut și nu numai noi, în fond de nașterea noastră mai utică a fost grea mai mult la noi decât la Sighet, am reușit pe scurt așa să ne creăm acest institut, care și-a luat, să zic, câteva repere, a încercat să se orienteze apolitic, nu știu dacă asta este chiar una din virtuțile noastre, pentru că în cel din urmă fiecare cezător de aici poate păstra, să zic, un perimetru politic, nu? Dar totul e să nu știu la fisije. Cert este că am scos peste 130 de lucrări. Cert este că n-am ignorat pe nimeni. În privința Pitiștiului, mă bucur că îi dau prietenului meu niște date, mi s-a părut nouă, eu am fost de două ori acolo, și mi s-a părut nouă că se desfășoară cu focuri, cu potecneli. Adică, când pe vreo acum 10 ani mai eram noi cam 3.500 de autentici deținuți. Acum am ajuns, nu 700, avem din informația pe care o am de la doamna președinte, 1.470 de deținuți. Așa, și foarte bine că au fost oameni care nu au făcut decât un an, doi, sau declarat că au făcut 12 sau 14 ani, ba chiar unii depășiseră două decenii. Dar, dincolo de povestire, că sunt cele naturale. Am fost în Uniunea Sovietică, fost în Uniunea Sovietică, m-am dus la Moscova, m-am dus la Kiev, am încercat să iau legătura cu ei, acolo lucrurile stăteau la cota zero. Nu mai exista niciun luptător în viață care să spune ce a fost. Erau moșenitori, pur și simplu, oameni care doreau să mai completeze, să zic, traiul așa mizer. Revin la poziția noastră. Am încercat să ne strecurăm. Și această, să zic, șovoiala noastră a constat din faptul că până acum 8 ani de zile, noi n-am avut niciun fel de ajutor material de la Academie. Nici nu l-am solicitat. Nici n-am dat cu bun masă, nici nu ne-am dus să facem mai știu eu ce plecăciuni în fața mai știu eu cui. Am considerat că prin creditul moral pe care aveam în România, reușim să ne facem rost de bani și să aprovizionăm, într-un termen ăsta de management, să aprovizionăm cheltuielile pentru cărți, pentru editură și pentru fluxul cercetării noastre. Am încercat să mergem în paralel pe diferite puloare. Nu poate fi vorba că am avut o, eu știu,
sau în primară, a fost privilegiat. Poftiți, domnul senator. N-aș putea spune că, te rog, ia-l-o. Facem vârtele sau, avem, te rog, un scaun. Nu, vin aici. Avem, ia te rog. Istoria noastră, istoria institutului nostru, este o istorie mulțumată, este o istorie când chiar era pe punctul să dispară. Na, nu e vreo să facem biografia aceasta mai întunecată. Cert este că ne-am susținut supraviețuirea. Acum, faptul că se discută de pe opoziție, și spun acum ca prieteni ce sunt, pe o poziție oarecum partizană. Fratele meu care a tras cu arma pe Valea Budei și pe izvorul Mircea în Fărăraș, care n-a fost depistat, nu? Și a continuat cariera de inginer, mi-a spus, și aici să mă scuze cel care conduce acum, mi-a spus niște lucruri care mi s-au... și e un răspuns pe care ți-l dau. Mi-e rușine să mai spun, Constantin Ciuceanu îl cheamă, cel care vedeți în poza acolo primul, așa și are bani, că am fost cândva luptător în rezistență. Deci va juca să ne aclimatizăm cu această atmosferă. Am fost în Franța de câteva ori și am fost invitat în tribună atunci când treceau trupele de parașutiști, legionari și mai departe, dar încă am apucat în 2002, nu, în 2004, să-i văd pe foștii partizani. Nu erau mulți, cam un grup de 40-50 de inși, aveau decorați pe piept, cu figuri, să zic, puțin marcate de vârstă, dar cu un pas, cum am zis eu, un pas semeț, un pas de ce înseamnă istorie. La noi nu se poate petrece chestia asta. Domnul Gine, nu suntem nicăieri chemați. De ce? Să vă dau o explicație și cu asta intru imediat. Pentru că suntem tratați în felul acesta. Nu e vorba de tratament. Da. E vorba de ceea ce am făcut noi, domnul Gine. Și noi am făcut, fiindcă așa a fost situația. Noi n-am avut o debarcare pe litoral. Noi ne-am strecurat și n-am strecurat niciodată, chiar dacă mă repet, am avut un fir cu Gabelescu. El era la CC, eu eram aici la 22, eram la club, pardon, eram la SD-ul 4, așa. Și l-am întrebat, ce e la voi? Se trage la noi. Și tu ce faci? Ai spus că-i deținut politic. Păi, nu pot să fiu atât de idiot încât să-mi semnez singur sentința la moarte. Cât timp am stat aici, și sâmbătă, și duminică în special, cu parașutiști la Italia a doua, era cât pe aceea să mă declar că am fost. Dar norocul meu, că mi-a șoptit un sergent, atenție, domne, cum vă cheamă, să nu ieșiți afară, fiindcă vă împușcă capitanul de parașutiști, nu mă scut, din spate. Vă spun aceste lucruri ca să ne purtăm, totuși, să zic, corect, față de istorie. Și mă ales față de o realitate. Noi am preluat, să zic, și ne-am... Poposul a venit la 4 și ceva, 3, 4, 5, 4. N-a fost lăsat. Eu am intrat, fiindcă am fost confundat cu Burcan. Știți foarte bine povestea. Așa. Aceasta este o realitate. Nu putem ieși din ea. Și cu cât mai mult, cu cât înaintăm în istoria noastră și în istoria poporului român, cu atât veți vedea că ne stompăm, cu atât ne transformăm în ceea ce a spus dumneavoastră și este un trop literar plăcut, fantome. Fantomele însă de multe ori gresc mai mult decât făpturile adevărate. Cât o să mai dăinuiască, că unim și noi, unii păi mâine, poate chiar astăzi. Va juca. În concluzie, să înțelegeți pe ceea ce și tineri care aici, sau aiurea, în perimetrul național, au înțeles din ce am făcut noi. Faptul că nu ne-a chemat nimeni, faptul că ne-am adunit interes, faptul că ne-am rămas bun de la familie și, așa cum spunea o colegă de-a mea, cândva aici și în altă parte, am fost nebuni. E, tocmai această decorație, eu zic, să o purtăm cu demnitate până la sfârșit.
Nu, dar cred că sunteți de acord, domnul președinte, că se spune că deținuții politici în 65 au fost eliberați și n-au mai fost deținuți politici. Pe timpul lui Ceaușescu, în 64, deținuții politici pe timpul lui Ceaușescu erau diseminați ca infractori de drept comun. Deci ne se punea în sarcină niște probleme de drept comun și erau arestați tot politici. Nu numai. Da. Nu. Mai exact așa de mare. Te plecai nebun. Așa exact. Te decani, bun, și te lua un doctor care știu eu și totul se rezolva. Nimeni de aici, și sper că nimeni, și cel puțin instalații mei, nu pot crede că represiunea a luat sfârșit odată cu Helsinki, de exemplu. Și vă dau un exemplu teribil. Nu numai Helsinki, chiar și înainte și după. Incidentul de la Hotel Nord. Nu? Când a fost asasinat cel care venise din partea opoziției sârbe. Când a fost asasinat un inginer, așa, și el neplăcut în pușcărie, și pe noi eram supravegheați. Cu ocazia aceasta și închei, în 1980, când toate lucrurile ziceam noi că s-au potolit, și când te cheamă, a fost deținut să te întrebe vedem amândoi ce gânduri mai ai, așa, s-a dat un caz secret, o circulară care pentru mine a fost o, să zic, senzațională. Deci când mi se spunea că în niciun caz nu veți mai fi arestat, mi s-a spus în față, mi s-a arătat ulterior, un document de care semnat de șeful securității, eu i-am dat, în care se ridica vigilența și supravegherea perpetuă a noastră, a fost și deținuți. Și nu numai a noastră, a listelor cunoscute, ci și a celor care erau ulterior atașați. E recomandarea pe care ne facem noi între noi. Ne-a făcut datoria, am făcut poate, cum spuneam colegul meu, din legiunea străină românească, nu? Și să ne înțelegem mesajul și datoria pe care o avem de a transmite în ocazii decente. Vă mulțumesc! Da, domnul Badea, vă rog, dacă mă întrebări. Ați luat cel îndrăgăință, aș putea să fac o bucurie tuturor, să renunț la întrebările pe care vreau să le pun, eventual, în pauză, pentru că mă gândesc și numai pentru cultura mai generală, foarte la funeară, pentru doamna mea Anton și pentru domnul Moldovan, o să le pun întrebări. Pricina ca să lăsăm curs mai departe. Mulțumim. Atunci, să răspundem la întrebări, din păcate, din cauza prelungirii discuțiilor complet nedorite, domnul Cornean a trebuit să plece și cere scuze, prin urmare nu o să mai răspundă la întrebări. Silviu Moldovan. Mulțumesc la întrebarea lui Dan. Cred că răspunsul e mai simplu decât la întrebarea din titlul comunicării. Cred că era autentic. Sunt elementele anterioare care nu sunt în favoarea lui. Vreau și la relațiile cu Moscova, care era cu NVD-ul în perioada respectivă și la participarea la reprimarea răscolă împotriva colectivizării, în același timp cu puncte de vedere dure pe care le exprima în varie ședințe dinainte. Anumite asta nu exclude nici evoluția în sine, neacceptarea ideii de evoluție politică, într-un fel ne scutește de fracturile ca cititor sau ca pasionat de istorie, în momentul în care nu poți să-ți explici de ce puteai să fie odată așa și odată așa. Dar ca un loc o evoluție și era autentic. În același timp, domnul Corneanu a dat o definiție, după mine, foarte exactă. Cu dorința inițială, care era de la bun început, de a ține într-o mână cu o mănușă mai așa, o mână foarte serioasă, în același timp era fluxul și refluxul în treaba asta. Tot la fel de reale și într-un moment în care tot în 68, eu dădeam exemplu din 68 decembrie, era la Cluj în fața studenților cumva semigreviști, să le zic că spunea de trei ori nu vă fie frică, ceea ce avea semnificație mai mare, că era la 4 ani după grațele din 64. Alminteri, asta este. Istoria nu e lineară și o concluzie care sunt la fel cum perestroica, sigur că are o posteritate eminamente pozitivă, dar în 89, când era apogeul percepției pozitive, erau elementele de la Tbilisi, în care se trăgea
s-a tras în demonstrație în Tbilisi. Nu mai vorbim că în ianuarie 91, după post, cea mai mare, după eliberarea Europei de Est, așa, a existat Vilnius și Riga, când se trecea cu tancurile și au fost morți, așa, că lucrurile nu sunt întotdeauna numai într-un fel sau numai într-altfel. Așa cum spunea și domnul Buga, reafirm acordul cu interpretarea că a existat, s-au continuat direcția anterioare. E adevărat că a fost, într-un fel, putem spune că a crescut viteza, cum e discuția cu cele două viteze, sau că modalitatea de manifestare unor tendințe acum putea fi mai pe șleau, să zic așa. Deci în 62 spunea o chestiune că e momentul ca diplomația care a strâns pumnii sub masă să-i strângă și peste masă. Deci asta nu se mai punea problema așa în 65 sau după 64, în orice caz. Acum înainte de 65. În 68, poate mai puțin. Am putea da și un exemplu mai recent, cu și asta încheie, în Orban Victor. Era la fel de autentic și în 89 la reîncumbarea lui Nadimre, că tot îl pomeneam pe Nadimre, și la fel de autentic este și azi, când este fix la antipod. Neme, prin 97, ne-a zis exact că asta se va întâmpla. Asta este. Putem continua și unde mai domnului Badea în pauză și memoriile recente consiliere. Există acolo niște interpretări, dincolo de faptul că nu e o carte denigratoare, cum s-a spus. Are niște pasaje foarte interesante care spune că personajul principal era foarte autentic în săruta drapelul. E la fel de autentic și în descrierile psihologice, cred că l-a prins foarte bine, și la fel de autentic și cu asta. Apare în contradictoriu, dar așa este istoria. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Voracek. Răspunde Blanca. La întrebarea domnului Cătănuș, dacă mai există ceva din tezaurul în vechiurile Kremlinului. Domnul Cătănuș. Acea comisie despre care am făcut vorbire la 1923-24, tocmai asta a făcut. A transportat, a redistribuit în alte locații aceste piese din tezaurul românesc. Eu, întâmplător, mi-am intitulat comunicarea pe urmele tezaurului. Ele nu mai sunt la Kremlin, au fost până în 23-24. Au fost toate până în 23-24. Sau nu, încă urmează să stabil. Dar cu certitudine, tezaurul nu a însemnat numai parte metalică. Tezaurul a însemnat și cea de-a doua parte, poate mai importantă pentru noi. Pentru că dacă la capitolul de parte metalică avem o evidență strictă, știm ce am avut, ce nu avem. La capitolul de documente, în special documente ce au aparținut departamentelor, instituțiilor statului român, astea, cred, după mine, sunt cele mai importante. Pentru că ele au fost preluate până la 23-24, deci imediat după preluarea puterii către bolșevici, și au fost folosite împotriva noastră. Domnului Buga, în legătură cu, să zic, dacă a fost folosit sau nu în scop propagandistic. Am zis acest lucru că a fost folosit în scop propagandistic, nu în sensul că a fost discutată la nivel oficial deschis. După mine, după 65, problema tezaurului i s-a dat dezlegare. Adică nu mai era interdicție la discuții asupra acestei probleme. Și vă aduc un exemplu. Eram copil la mine, în Basarabia, când veneau rude din România și discuțiile erau pe diverse probleme. Atunci, pentru prima oară, am auzit despre tezaur, când cineva a zis, dar rușii ne-au furat cloșca cu pui. Pentru mine asta a fost momentul când eu am, într-adevăr, am fost provocat de această afirmație. Și această afirmație pe care am auzit-o în copilărie mă urmărește practic și până astăzi. Deci, până atunci n-am auzit despre așa ceva, dar atunci am auzit. Era după 65, mi-amintesc. Exact. Problema tezaurului, în general, este o problemă politică. Despre acest lucru face vorbire, că am avut ocazie să văd și arhiva personală la Moscova a lui Mosolov. La noi, Mosolov apare ca autor de memorii, care au fost traduse și publicate. Însă mult mai interesantă este arhiva lui personală, unde există chiar ciorne ale lucrărilor pe care le transmitea la Petrograd cu acea ocazie, inclusiv discuțiile pe care le-a avut cu înalții demnitari, începând de la curte și în jos, Brătianu, etc., etc., cu discuțiile cu regenul, vorbește despre toate astea.
Deci pentru noi, eu cred că problema tezaurului rămâne, parafrazându-l pe Ion Ionescu de la Brad, marele nostru economist, deputat la 1878 în Parlamentul României, când s-a pus problema recunoașterii, a repetatei rășluiri a sudului Basarabiei în Parlament, dânsul a avut o formulă clasică după mine. Rușii poate să ia Basarabia. Citez. Rușii poate să ia Basarabia. Oricând o fac în virtutea forței, iar nouă ne aparține dreptul sacru de a o considera de partea moșiei noastre. La fel și tezaurul. Indiferent care a fost periplul, care a fost soarta acestor bunuri, el ne aparține nouă de drept. Mulțumesc. Două minute, vă rog, dacă... Da, ca să terminăm întrebările și apoi puteți mai... Dacă e oarecum o întrebare și în același timp încerc să dau și un răspuns. Dați-mi și mie să audă și în spate. Microfon. Microfonul portativ. Portativ. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le știm. Sunt niște probleme pe care fie că le-am ignorat, fie că mi s-au părut periculoase, dar nu le-am grăit. Evacuarea bunurilor, patrimoniului nostru național, a avut o rațiune atât timp cât primului convoi, atât timp cât ofensiva germană punea în pericol chiar ocuparea Moldovei câțiva ne măsese. Al doilea transport însă rămâne o enigmă. Al doilea transport este făcut după Marea Revoluție, că aceea a fost Marea Revoluție din Imperiul Țarist, cea din februarie. M-am tot străduit să aflu pe unde am fost și cu oamenii pe care i-am cunoscut, să dibuiesc, am știut și eu la 30-40 de ani, să dibuiesc ce l-a făcut pe Brătianu să înghită această, să zic, nu e vorba de orientare defectuoasă, ci e vorba de faptul că a fost informat prost. Și de un concept. Dom'le, am dat prima parte, nu? A doua parte, ce mă obligă pe mine să... Poate mă nu cât și-a dublat, să zic, verdictul, cu o vizită. Cu o vizită și la la întâlnit pe Terenzi. Deci sunt niște lucruri care însară în ochi. La toți cei care încercăm să ne dăm seama de ce au mai plecat domnul Corate. Nu am mai plătut ceva. Am plătut 247 de casete. Acele casete conțineau, nu știm ce conțineau, decât niște declarații care s-au dat după 1918, când au spus Știrbește, când au spus Tuzește, când au spus mai știu cine, au fost și cuponetul care și-au expediat pantofii. Bun. Dar dincolo de acest lucru, au fost zeci și zeci de casete pe care burghezia e puțin zis, clasa conducătoare, nu? Și aristocrația românească, nu? Au binevoit să-și asigure patrimoniul, nu averea, patrimoniul. Cunosc, de exemplu, am cunoscut pe fata unui general care era la pensie în 1916-1617, a fost reincorporat, mă rog, asistent pe lângă statul major, dar omul ăsta avea peste 1000 și ceva de hectare și avea vreo 3-4, două mari conace. Și care o săptămână de zile împreună cu familia și-a organizat caseta A și caseta B. Casete care aveau conținut, vă dați seama ce putea să adune un om care era în spatele lui 200-300 de ani de viețuire. Ce s-a petrecut? Am încercat să aflu de la directorul general al reglementelor, un nume cunoscut, dacă avea cunoștințe de ce au făcut rușii după ce au pus mâna pe cele două depozite românești. Și au vândut tot ce se putea, au vândut, repet, sau au dat în custodie pentru vânzare, nu? Tot ce era
tot ce se putea vinde imediat, printre care eu bănuiesc și colecția cea mai mare, colecție de perle negre a Reginei Maria. Cel care, și întrebarea asta, stăruie în mintea mea, cum a putut generalul respectiv, Moșlov, dacă nu mă înșel, dintr-o misiune imperială, dacă așa este și cred că așa este jurnalul său, să-l convingă, să convingă Casa Regală, incomplit și pe Brătianu, de expedierea celui al doilea, a doua tranșă, al doilea, să zic, poate cel mai important, nu? Și pierderile au fost substanțiale, exact ce spune și voastră, că au plecat documente, au fost documente care sunt de 1000 de ori mai, pentru noi, de 1000 de ori mai precioase decât niște tone de aur. Poate ce am pierdut noi, metalic, este colecția de numismatică, care era fabuloasă și cunoscută în România. Nu numai în România, dar și peste care. Asta e tot ce am spus și vă rog să-mi iertați că am mai completat și eu cele ce s-au zis aici despre pierderea simbolică, dar un simbol de multă valoare mai mult decât o consistență, decât o realitate. Și pe bună dreptate a spus că acest trezor era legat de existența poporului român și de emblematica sa. Mulțumim foarte mult. Acum e ora răspunsului celor două întrebări, după care trecem la pauză pentru că am depășit monologul acestei sesiuni. Să mi se răspunde și la întrebarea mea care am pus. Să nu mă curați. Am pus o întrebare concretă. Domnișoara Anton, o să răspundem la toate întrebările. Pentru întrebările adresate de colegul Dan Cătănuș, și eu am fost tentată să cred că este același personaj Petrea Nicolae, dar din verificări a reieșit că nu era vorba despre același personaj. În ceea ce privește reacția lui Nicolae Ceaușescu la sesizările populației, așa cum am spus, el vizează aceste rapoarte și pentru problemele, am încercat să identific care sunt acele scrisori cu conținut deosebit pe care secția tot insistă asupra lor, dar până acum n-am reușit să identific o astfel de scrisoare. Însă, la începutul anilor 70, încep să apară foarte multe probleme în ceea ce privește aprovizionarea populației. Alimente, carne, există chiar o criză a uleiului, au fost și cele două valuri de inundații în 1970 și 1975, care practic a acutizat problema aprovizionării, mai ales în centrele industriale. Cert este că, de exemplu, în 1975 vin foarte multe sesizări din partea populației, pentru că se permanentizează cozile, nu sunt toate magazinele aprovizionate cu produse, cu o cantitate suficientă de produse și Ceaușescu decide în urma acestor sesizări să meargă și să facă un control în piețele din magazine și în piețele din capitală. După ce se termină acest control, sunt chemați toți președinții sau secretarii județeni și el dispune, pe de o parte, schimbarea orarului de aprovizionare a magazinelor, pe magazinele să fie aprovizionate întotdeauna dimineața, pentru că să nu se mai creeze dificultăți pentru populație și un lucru foarte interesant, diversificarea sortimentelor de mezeluri. Spune la un moment dat, toate mezelurile noastre de pe piață au același gust. Voi nu știți să faceți mezeluri. Sunt 40 de sortimente și toate au același gust. Vreau ca de mâine mezelurile să aibă gusturi diferite. Ceea ce mi-arată mie că el se interesat, pentru că Ceaușescu este foarte atent la criticile care vin din partea populației și aici o să răspund și domnului Bugar. Aceste rapoarte conțin critici referitoare la realitatea socială și economică. Secția scrisorii și audienței este foarte atentă în a peria aceste documente și a nu lăsa să fie menționate criticile la adresa liderului, că mai sunt din eșaloanele superioare de partid, ele pot să apară. Și în ceea ce privește anonimele, anonimele creează adevărate comisii de anchetă și ele depind de
importanța personajului care este denunțat. Și aici îi regăsim o grămadă de președințe CAP-uri, pentru că se dezvoltă o întreagă rețea economiei subterane, directori de fabrici. Ei sunt cei care sunt în centrul acestor anonime și se declanșează acest mecanism al verificărilor și uneori merg cu sentințe până în justiție. Este, de exemplu, cazul celebru al lui Trisă Păniță, care își creează o avere fabuloasă la începutul anilor 70 și se creează o comisie de anchetă pornind de la un denunț anonim. Doamnei Jinga, dacă acele scrisori, și eu am fost entuziasmată când am văzut acele scrisori prin care cuplul Ceaușescu era invitat să participe la ceremoniile de botez, nu cred că sunt elogii, pentru că la o critică a scrisorilor este mai degrabă o regie a aparatului de propagandă. Pentru că cele mai multe dintre aceste scrisori vin din partea unor oameni care au deja 10-12 copii, sunt într-o situație economică, aflați undeva la limita subsistenței și au nevoie de aceste ajutoare pe care partidul le oferă, ajutoare bănești și ajutoare materiale, ca să poată cumva să-și continue existența. Și cred că am răspuns. În ceea ce privește, eu m-am înțeles care a fost întrebarea dumneavoastră, cred că mai degrabă a fost... Lăsați-mă să termin. Cred că mai degrabă a fost o nemulțumire de fond, dar dacă ați fi citit titlul secțiunii, ați fi putut observa cu ușurință faptul că această secțiune nu a fost consacrată deținuților politici din România sau sistemului represiv din România. Asta nu înseamnă că în cadrul institutului de cercetare, asta nu înseamnă că în cadrul institutului nostru de cercetare nu există o direcție, s-au publicat atât de multe studii. Avem dicționare, avem o enciclopedie a represiunii din România, însă sunt anumite teme specifice care nu tratează și problema represiunii. Iar această secțiune nu s-a referit la tema represiunii și a deținuților politici din România, dar, repet, aceasta nu înseamnă că nu este o direcție de interes din partea Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului și, de asemenea, există un institut special creat pentru acest lucru, Institutul pentru Studierea Crimelor Comunismului Românesc. Nu puteți să ne acuzați pe noi ca generație tânără că nu suntem preocupați de studierea acestor fenomene. Sunt zeci de studii, sunt zeci de lucrări publicate. Dacă aveți curiozitatea să le căutați, le veți găsi în toate bibliotecile din această țară. Mi pare foarte rău. Nu cred că ați... Întrebarea care am formulat... Întrebarea era următoarea, dacă îmi permiteți. Pentru că este dialog. Păi, nu îmi permiteți. Nu se permiteți că este democrație. Deci, întrebarea a fost următoarea. De ce onorații... Vă invit să luăm această pauză. De ce onorații comunicatori folosesc numai surse bibliografice și nu folosesc surse din viață, ale represațiilor, așa cum ar fi fotografiile, documentele și informațiile valoroase?